Da, vă salut, sunt Radu Pandrea și iată-ne din nou în Stupină. În Stupină, toamna, pe sfârșit de lună octombrie, pentru pregătirile de iernare. M-am gândit să fac un video pentru că am întâlnit din nou o situație particulară, nu inedită, nu nemai întâlnită, ci o situație particulară, o situație în care am dat de un stup fără matcă. Fac acest video pentru cei care sunt începători și cei care au nevoie de niște semne prin care să-și dea seama că stupii lor sau, mă rog, unul dintre stupii lor a rămas fără matcă. Haideți să vedem cum ne putem da seama din exterior. Dacă ne uităm la acest rând de stupi, nu vedem nimic particular așa de la distanță. Da, totul pare în regulă, la fiecare urdiniș sunt albine. Haideți să ne apropiem puțin de urdinișul fiecărui stup în parte și să vedem dacă observăm ceva particular. Albine la urdiniș, da, într-adevăr, urdinișurile sunt destul de mari, trebuie micșorate. Hopa! La acest stup observăm ceva. Da, vedem o albine, nu vedem atât de multe albine. Și mai vedem niște urme de ceară. Comparativ cu acest urdiniș, nici aici nu avem foarte multă albină ieșită. De ce? Pentru că noi am administrat un pic de turtă cu proteina și albina stă ocupată pe acea turtă. Dar comparativ cu acest urdiniș, observăm că vecinul lui e mai murdar. Da? Observăm picățelele acelea de ceară. Și pe scândura de aterizare, le observăm și pe blocul de urdiniș, le observăm peste tot, chiar și pe stup. Semn că acest stup a fost invadat. Haideți să vedem ce e în interiorul lui. Primul semn după care ne putem da seama că avem o problemă în acest stup este faptul că nu și-a mâncat hrana care i-am dat-o. Foarte puțină albină. Care de fapt e albina hoață, nu este albina lui. Dacă scoatem o ramă, observăm ouă de trântori, mă rog, urme de puie de trântori. Asta înseamnă că acest stup a rămas fără matcă și s-a bezmeticit. Totodată observăm că este jefuit de miere, nu are nici o celulă cu miere. Da? Vedem că a fost roasă ceara, a fost roasă căpăcelele. Alt semn că acest stup a rămas fără matcă și a fost jefuit. Îl vom închide deocamdată pentru că avem altceva în plan și ne vom întoarce la el puțin mai târziu. Deci, ca o recapitulare, nu uităm că atunci când vedem un stup care în jurul urdinișului are urme de ceară, avem o problemă în el. Când îl deschidem, dacă hrana nu este consumată, hrana care i-am dat-o pentru stimulare sau pentru completare, dacă aceasta nu este consumată, înseamnă că avem o problemă la acel stup. Dacă nici albine nu avem în el, e clar, a fost părăsit. De ce? Din diverse cauze. Se poate să fie avut varoa, dar în cazul nostru e clar, a avut matca lipsă. Cum ne-am dat seama precis de această cauză, am văzut urmele de puiet de trântori, doar urme de puiet de trântori care erau împrăștiate pe suprafața câtorva rame. Aveți grijă deci în stupine și cu cât identificați mai repede lipsa mătcii într-un stup, cu atât îl puteți salva mai ușor. Sper că informațiile care ți le-am dat au fost utile. Dacă nu ești înscris pe canalul nostru de YouTube, apasă butonul subscribe sau înscriere. Un like pe Facebook ne prinde bine, pagina noastră este Viitor Sănătos. Eu sunt Radu Pandrea, până data viitoare, ținem aproape!